Bună dimineața! Iată-ne față în față cu cel mai puternic model de la Mini, un Mini Cooper S. Avem și un câine care ne asistă la filmarea de astăzi. O mașină de aproape 25.000 de euro. Probabil singura mașină de oraș pe care dacă ți-o cumperi nimeni nu te poate suspecta că ai rămas fără bani. Modelul de față are și un facelift. I-a rămas nara inutilă astăzi pentru aspirarea aerului, dar un tribut adus Cooperului S de acum câțiva zeci de ani. Mașina de față are un motor de 180 de cai, motor extrem de puternic. Mașina, în ciuda dimensiunii mici, este exagerat de stabilă, frânează, accelerează, rămâne în curbă de parcă ar fi lipită de șosea. Ca orice mașină de oraș, e mică și o poți parca ușor. Despre vreme din buletinul emis de ANM, se anunță și astăzi o vreme deosebit de rece. Haideți să dăm sonorul mai încet, să ne auzim în interior. În interior avem toate elementele care îl caracterizează pe Mini, pe Mini Cooper. Avem în modelul de față care a primit pachetul Chili, cam tot ce își dorește un șofer, mai puțin încălzire sub scaunele de piele, ceea ce nu este rău, având în vedere că evident savanții britanici au dat drumul la un studiu pe piață care spune că scaunele încălzite fac rău fertilității la bărbați. Deci mulțumesc celor de la Mini că nu au pus încălzire în scaune. Mai vreau să vă spun despre acest Mini că am reușit să mă obișnuiesc cu el abia după 100 și ceva de kilometri și regret profund că mă îndrept astăzi spre garajul unde îl voi lăsa cu tot cu cheile. Haideți să ne uităm cât a consumat. Minus 4 grade afară. Am mers, mai avem ceva kilometri până golim rezervorul. 1,7 litri este media. O medie obținută dintr-un parcurs din care 25% a mers în oraș, restul în afara lui. Pentru 180 de cai și performanțe extraordinare, e un consum cât se poate de bun. Cu regret că trebuie să-l las astăzi la garajul lui. Vă salut și vreau să vă demonstrez cum motorul nu intră deloc în habitaclu. Iată, nu avem niciun fel de gălăgie. Ieșim pe șosea. Evident, dacă accelerăm, motorul se aude în habitaclu, însă e o plăcere. Este un motor puternic care își anunță oricui se află la volan că poate. Din păcate, drumul nu este cel pe care ni l-am fi dorit. Nu sunt unul dintre norocoșii care iau Mini la mare, ci pe autostradă, ci se pare că pentru mine Mini înseamnă un drum înzăpezit. L-a figurat, căci totuși camioanele, plugurile și-au făcut treaba. Acestea fiind spuse, vă salut!